Mâine dimineața, așadar, românii pot reveni la una dintre activitățile lor preferate, mersul la mall. Nu știm însă dacă există condiții speciale pentru acces, dacă vor fi impuse restricții în privința numărului de persoane, pentru că nu există norme nici până la această oră. Radu Tiliță știe mai multe. Bună ziua, Radu! Ce știm totuși? Bună ziua, bun găsit tuturor! Știm foarte clar că vorbim de peste 9.000 de magazine care se vor deschide începând cu ziua de mâine, 9.000 de magazine care se pregătesc și astăzi, dar și ieri au lucrat destul de mult pentru marea redeschidere. Așa cum spuneai și tu, nu avem norme foarte clare, ceea ce i-a pus în dificultate pe managerii spațiilor comerciale. Unii dintre ei au luat deja măsuri de siguranță axate pe cele pe care le cunoșteam până acum, mai exact purtarea măștilor de protecție. Au instalat la intrarea spațiilor comerciale dispozitive care să măsoară temperatura fiecărui doritor de a intra în aceste spații închise. În același timp au creat culoare de intrare și de ieșire separate, dar asta din proprie inițiativă pentru a se feri de întâmplări nefericite sau de posibile sancțiuni.